Îi mulțumim Domnului pentru harul pe care ne-l dă în fiecare dimineață. Spune Scriptura că în fiecare dimineață, înainte să ne trezim noi, Dumnezeu în bunătatea Lui și noi este credincioșia, îndurarea față de fiecare dintre noi, și în dimineața aceasta de sărbătoare suntem în prezența lui, suntem binecuvântați de Domnul. După acest timp special de cântare, de rugăciune, mă rog ca Dumnezeu să ne mai vorbească prin cuvântul Evangheliei. Frate Pastor, mulțumesc pentru invitație, a venit cu mare drag, știi bine că te prețuiesc tare mult în Domnul. Mă rog ca Domnul să te vindeze pe tine, casa ta și familia și lucrarea pe care Domnul ți-a încredințat-o. Vă invit să deschideți împreună cu mine scriptura la Geneza, capitolul 19. Voi citi de la versetul 12. Pagina biblică 19, Geneza 19, pagina 19, citesc de la versetul 12, cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi în această dimineață. Bărbații aceia i-au spus lui Lot, pe cine mai ai aici, gineri, fiși, și fiice și tot ce ai încetat scoatei din locul acesta? Căci avem să nimicim locul acesta pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu generii săi, care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că el glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au străit de lozi când scoală-te, ia nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pierzi și tu nelegerea cetății. Și fiindcă Lot zăbovia, bărbații aceia au pucat de mână pe el, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-i cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară din cetate. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Scapă la munte ca să nu pieri. Lui a zis, o, nu, Doamne, iată că a încăpătat trecere înaintea ta și a arătat mare îndurare față de mine, păstrându în -mi viața. Dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fugă în ea și este mică. O, de aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viață. Și el a zis, Iată că îți fac și haterul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te de fugi în ea, că-și nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a pus cetății acelea numele țoar. Răsărea soarele pe pământ când a intrat lot în țoar. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora, pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetății și tot ce creștea pe pământ. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Avram s-a sculat a doua zi dis de dimineață și s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului. Și-a îndreptat privirele spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia. Și atât că văzuri văzut ridicându-se de pe pământ un fum ca fumul unui cuptor. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei și-a dus aminte de Avram și-a scăpat pe lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelii cetățile unde -și așezase lot locuința. Amin. Doamne, stăm în aceste momente înaintea Ta. Îți mulțumim că Evanghelia este deschisă înaintea noastră. Mă rog, Doamne, pentru fiecare suflet care a păstruns în prezența ta, care a intrat în prezența ta, să-l cercetezi într-un mod special. Mă rog, în această zi, Doamne, să ne vorbești fiecare dintre noi. Doamne, cunoști inima, necunoști starea. Te rog frumos să stai de vorbă cu fiecare dintre noi. Dacă sunt aici oameni care încă nu te-au întâlnit niciodată, mă rog, în ziua aceasta să te cunoască. Dacă sunt oameni care s-au oprit pe cale, mă rog, în ziua aceasta să se ridice, să meargă mai departe. Dacă sunt oameni trântiți la pământ, te rog prin Duhul Tău cel Sfânt să-i cercetezi. Doamne, mă rog să lucrezi într-un mod special în dimineața aceasta. Stăm, Doamne, în prezența Ta și avem nevoie de ajutorul Tău. Lucrează, Domnul nostru. Amin. Vă rog să vă așezați. Am citit nu de mult despre un tânăr, mai este numele lui, care și-a listat viața la bursă și a constatat că în cel din urmă și-a vândut sufletul. Am spus lucrul acesta odată și la finalul slujbei, unde am predicat într-o anumită zi, a venit cineva și mi-a spus să știi că și eu mi-am vândut sufletul satanei și mi-a vândut sufletul satanei pentru anumite lucruri și mi-a spus pentru ce și-a vândut sufletul satanei. Și stau și mă gândesc că trăim într-o vreme, trăim într-o lume în care oameni, bărbați și femei, mai tineri sau mai în vârstă, își vând sufletul diavolului pentru diferite lucruri. Și în timp ce meditam la lucrul acesta, mi-am adus aminte de ce spunea însuși Domnul Hristos. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Te rog să remarci faptul că nu se vorbește despre a câștiga o mașină în plus, o mașină mai frumoasă, cu mai mult scai putere, mai luxoasă, mai spațioasă. Nu se vorbește despre un apartament sau despre o casă, despre un concediu undeva. Nu se vorbește nici măcar despre un oraș frumos ca Londra, nu se vorbește nici despre un oraș din România. Hristos spune ceva mult mai mult și anume să câștige un om toată lumea. La ce ar folosi dacă și-ar pierde sufletul? Cu alte cuvinte, bunul nostru cel mai de preț este sufletul pe care ni l a dăruit Dumnezeu. Și cu toate acestea, atât de puțin suntem preocupați de sufletul nostru. În urmă cu ceva vreme am avut o experiență mai puțin plăcută, m-am dus cu pruncii la școală, le-am dus ghiozdanele și când m-am întors, vedeam că de arde mașina. Necăjit, stau de vorbă cu cineva și îmi spune, nu te necăji frate Dan, lasă că îți dă asigurarea una mai bună. Și eu mă uit așa lung și zice, ai casco, nu? Zic, nu am, n-aș vrea să fiu în locul tău. Nici eu n-aș fi vrut să fiu în locul meu, dar am fost. Probabil nici tu n-ai fi vrut să fii. Știi ce m-am gândit? O mașină este o pierdere. Cunosc pe cineva care a pierdut o casă, o proprietate, este o mare pierdere. Dar e ceva mult mai dramatic decât să pierzi o mașină, decât să pierzi o casă, decât să pierzi un loc de muncă și anume să-ți pierzi sufletul. Nu există lucru mai important pentru un om în timpul vieții de pe pământ decât să-și mântuiască sufletul, să-și salveze sufletul. Și despre asta aș dori să predic în dimineața acestei zile, în timp ce stăm în casa Domnului, în prezența lui Dumnezeu, și anume, ce să faci ca să nu-ți pierzi sufletul? Ce să faci ca să nu-ți pierzi sufletul? Și primul lucru pe care trebuie să-l faci și să-l faci ca să nu ne pierdem sufletul, este să nu luăm în glumă oferta lui Dumnezeu. Primul lucru pe care fiecare dintre noi trebuie să-l facem dacă vrem să nu ne pierdem sufletul, este să nu luăm în glumă oferta lui Dumnezeu. Cetatea Sodomei și a erau din calea afară de păcătoase. Atât de păcătoase încât spune Scriptura că a venit judecata lui Dumnezeu peste aceste cetăți. Dar înainte să judece Dumnezeu și să pedepsească plouând din cer foc și pucioasă peste cetățile acestea ale păcatului și nelegiuirii, Dumnezeu în bunătatea lui stă de vorbă cu prietenul lui, cu Avram. Și îi spune, Avrame, în cetatea în care nepotul tău și-a așezat casa, familia, în cetatea aceasta se reclamă judecata lui Dumnezeu. Va veni judecata lui Dumnezeu peste cetatea aceasta. Și Lot începe să stea de vorbă cu Dumnezeu și negociază cu Dumnezeu. Foarte interesant procedeul lui Lot, al lui Avram. Și în cel din urmă Dumnezeu îi spune, auzi, dacă vor fi 10 oameni cu frică de Dumnezeu, în cetățile acestea, voi ierta toate cetățile. Vine Dumnezeu, cercetează cetatea și nici măcar zece suflete nu sunt cu frică de Dumnezeu. Nici măcar familia lui Lot nu este cum trebuie. Și Dumnezeu vine cu judecată, dar înainte să declanșeze Dumnezeu judecata, Dumnezeu stă de vorbă cu Lot și spune, auzi, din pricina unchiului tău, Avram, vreau să te salvez pe tine. Uite, ia-ți familia, ia soția, ia-ți copiii, ia-ți fetele, ia-ți ginerii, ia tot ce ai aici în cetate și ieșiți de urgență că vine judecata lui Dumnezeu peste cetate. Dumnezeu pedepsește cetatea. Și spune Scriptura că se duce Lot în miezul nopții, stă de vorbă cu generii lui și generii lui cred că socrul lor este pus pe glume. Zice că e cu de fapt, dacă suntem cinstiți, pentru cei mai mulți ceea ce se predică în Scriptură și se predică în biserică, nu este nimic altceva decât o glumă foarte ciudată. Eram într-un aeroport, mai exact în Timișoara, urma să zbor în Italia și stau de vorbă cu o doamnă, aflu că este învățătoare, și la un moment dat mă întreabă, dar dumneavoastră cu ce business prin Italia? Și zic, doamnă, nu sunt om de business, sunt pastor și mă duc să predic Evanghelia. Se uite la mine, face ochi mari și îmi spune, domnule te-am crezut om serios. Dintr-o dată am realizat faptul că pentru cei mai mulți oameni care n-au treabă cu Dumnezeu, spiritualitatea bisericii evangheliei este o chestiune puțin serioasă. Iubiți mei, Biblia spune că într-o zi fiecare dintre noi va trebui să stăm față în față cu Dumnezeu, să dăm socoteală de privirile noastre, de vorbele noastre, de faptele noastre, de relațiile noastre, de timpul nostru, de resursele noastre, de ceea ce Dumnezeu ne-a credințat. Va trebui să dăm socoteală de sufletul nostru. Întrebarea este, tu ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu? În această dimineață când stăm în casa Domnului în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu ne face câteva făgăduințe, câteva promisiuni. Ești gata să le primești? Prietene drag care ai venit în casa Domnului în prezența lui Dumnezeu, ești gata să primești promisiunile lui Dumnezeu? Ești gata să le iei în serios? Frate și soră, care ești atât de obișnuit cu biserica de numai numa. Și marele risc pentru noi care suntem așa de obișnuiți cu biserica este să nu mai fim cercetați de Duhul lui Dumnezeu. Este să venim la biserică cum am merge efectiv la lucru, cum am merge la școală, la facultate și să nu se întâmple nimic puternic în viața noastră. Pentru că obișnuința naște indiferență. Iubiți mei, și unii și ceilalți, și prietenii, și frații, și surole, suntem chemați în această dimineață să luăm seama la promisiunea Dumnezeu, să nu le mai luăm în glumă. Promisiunea Domnului este iertare pentru toate greșelile pe care le-ai făcut. Indiferent cât de multe ar fi, indiferent cât de mari ar fi, poate ai trăit în imoralitate, Domnul este gata să te ierte. Poate ai ucis pe cineva, Domnul este gata să te ierte. Poate cândva ai făcut un avort și lucrul acesta nu-ți mai dă pace, Hristos este gata să te ierte. Poate ești un om care ți-a risipit toți banii la jocuri de noroc, Hristos este gata să te ierte. Poate ești un om care poate ai fost violent cu soțul tău, cu soția ta, Ți-ai călcat în picioare efectiv părinții sau copiii, ai umilit în toate felurile. Nu ești ceea ce ar trebui să fie, nu ești tatăl care ar trebui să fii, nu ești mama care ar trebui să fii. Hristos este prezent în adunare și a venit pentru tine și este gata să-ți dea iertare. Poate nu ai liniște, nu ai pace, nu ai bucurie, nu te mai regăsești cu tine în sus. Te pui seara în pasă, te culci și nu poți să dormi pentru că a ta conștiință te apasă, te mustră. Vreau să spun în această zi, când stai în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu a venit aici să-ți dea iertare, Dumnezeu a venit aici să-ți dea o viață nouă. Ai venit la adunare, și poate azi noapte ai fost la un club, poate ai probleme cu alcoolul, poate nu mai scap de droguri, poate nu mai scap de țigări, poate ești un om care e de numai numai, poate urăști pe cineva din tot sufletul, poate te cerți cu nevastă ta, poate la tine acasă este iad, poate nu mai scap de viciile acestea. Vreau să spun, în această zi, în mijlocul nostru este Isus Hristos, aleluia, și este gata să te libereze, și este gata să-ți dea o viață nouă. Poți să crezi în această zi că ceea ce nu reușesc toți psihologii, toate performanțele, toate, toate demersurile tale, poate să facă Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Isus Hristos este aici să-ți dea iertare. Iisus Hristos este aici să-ți dea eliberare. Isus Hristos este gata să te libereze de toate vicile, de toate patimile, pentru că toată puterea este a Lui și în cer și pe pământ. Tu nu poți să scapi de ele. Ai încercat în multe feluri și n-ai putut să scapi de vicile tale, de dependențele tale. Dar Hristos este aici să dezlege toate legăturile păcatului. Hristos este aici să-ți dea viață veșnică. Și viața veșnică este aceasta să-l cunoaștem pe Hristosul lui Dumnezeu. Să-l cunoaștem pe Dumnezeu și atunci când vom închide ochii aici pe pământ, să mergem dincolo în glorie. Vreau să te întreb în această zi, tu ai această speranță că într-o zi când vei termina cu pământul acesta vei merge la Domnul? Oare totul pentru tine sau pentru mine înseamnă o viață trăită pe pământ, 50 de ani, 30 de ani, 20 de ani, 80 de ani, 100 de ani și apoi închidem ochii și puși în mormânt, asta este totul? Iubiți mei, Dumnezeu ne promite viață veșnică, Dumnezeu ne promite înviere, Dumnezeu ne promite o viață nouă. Ce să faci ca să nu speri Sufletul? Primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să nu speri Sufletul este să nu e în glum oferta lui Dumnezeu. Din păcate, ginerele lui Lot iau în glum oferta lui Dumnezeu. Tu poți să o iei în serios în această zi sau e în glum oferta lui Dumnezeu? Oferta iertării, iertare pentru toate păcatele tale, indiferent câte sunt, indiferent ce păcate ai făcut. Eliberare de toate slăbiciunile tale, de toate dependențele tale. Viață veșnică și convingerea că într-o zi când închei cu viața de pe pământ, te așteaptă Domnul în glorie. Ești gata să le iei pe Dumnezeu în serios? Să ne ajute Domnul la lucrul acesta. A fost la noi în urmă cu ceva vreme în Bihor o evanghelizare foarte interesantă. mi tot îmi place să povestesc întâmplarea aceasta. Și l o chemat pe un frate, o cunoștință de -a mea la o seară de evangelizare. Și mi-a povestit că s-a pregătit toată săptămâna cu rugăciuni, cu post, o citit scriptură, o studiat și s-a rugat să dea Dumnezeu un cuvânt potrivit pentru evangelizare. Și s-a dus la evangelizare, o predicat, cuvânt uh, potrivit despre suferința lui Iisus, despre moartea Domnului, despre învierea Domnului. Și în un moment dat zice, frate dar cum se face la evangelizare? Am făcut o chemare. Dacă este cineva care are ceva din viața veche, vrea să scape de păcatul acela, să aducă lucrul respectiv și Domnul îl liberează, să-l aducă aici în față. Zice, la un moment dat mi-a venit în minte că am văzut teracota în adunare, o sobă, dacă are cineva ceva ce leagă de lucruri de pe pământ și vrea să scape de lucrurile acelea, să aducă lucruri respective, să le bage aici în foc și Domnul eliberează. Că am văzut pe unul cu niște țigări acela cămașă. Mă zice, Dumnezeu l-a cercetat. Și în timp ce fac eu chemarea, se ridică unul mai din spate, bagă mâna ce în buzunar de la cămașă, scoate țigările, mi-a spus și ce țigări erau, zice și le aduce și le bagă în teracotă frate, zice, am prins un curaj evanghelistic fantastic. M-am lăsat într-o nouă chemare. Dacă mai este cineva, mai are ceva din viața veche, vrea Iisus Hristos să le libereze, zice. Să aducă lor cu respectiv. Să-l bage în sobă, zice, și Iisus să le liberează. Mă, frate, nu bine se întoarce la loc, ia câtă că iară face stânga împrejur și vine în față. Bagă mâna în buzunar. Când scoate mâna din buzunar, o brichetă cu gaz nu reușesc să-i spun nici albă, nici neagră, zice, până reușesc eu să-i spun ceva, el ajunge la teracotă, pac, bagă bricheta. În câteva momente, zice, nu ne-am cunoscut om și persoană, toți ne-am afumat. Explodase teracota. Și eu pun o întrebare, dacă el ce s-a întâmplat? Mă, zice, s-o și pocăit, mă. Dar și rămas și făcut și predicator, zice. Omul acesta a luat în serios oferta lui Dumnezeu. M-am gândit așa la un om din Scriptură și la un popor din Scriptură care a luat în serios oferta lui Dumnezeu. Cartea profetului Iona. Dumnezeu într-o zi spune Iona, Iată și te duc până la Ninive, cetatea cea mare, o cetate din calea afară de sângeroasă. Doamne, multe necazurile făcute evreilor. Du-te și spune-le că păcatele lor reclamă judecata lui Dumnezeu. Și Iona când aude lucrul acesta, ce să vezi, nu se duce la Ninive, ci își cumpără bilet să se ducă în concediu în Spania. Numai că Domnul în curcul și vine o furtună foarte mare, Iona doarme, dar nu poate să doarmă foarte mult, este trezit și în cel din urmă este aruncat în mare. Și când este aruncat el în apă, ce să vezi, vine un pește foarte mare, îl înghite, spune Scriptura, și Iona de acolo, din pântecele chitului, se roagă, Dumnezeu îl salvează după trei zile, Iona este dus la destinație. Și la un moment dat Iona, vă dați seama după trei zile, cum a arătat Iona, după ce stai trei zile în pântecele chitului. Un englez în urmă cu ceva vreme, găsiți lucrul acesta pe internet, a fost înghițit de un pește foarte mare și a rezistat vreo zi și ceva. Au rămas în viață, dar zice că au fost efectiv prăjit de sucul gastric al peștelui respectiv. Vă dați seama cam cum a arătat Iona după trei zile în pântecele chitului. Și acum vine Iona în cetatea Ninive, o cetate din cale afară de rea și de sângeroasă și de păcătoasă. Și el primește această strigare din partea lui Dumnezeu încă 40 de zile și cetatea aceasta va fi nimicită de judecata lui Dumnezeu. Se duce în cetate cale de o zi. Cetatea era lungă de vreo 3 zile de parcurs, avea nevoie ca să parcurgi toată cetatea. O singură zi vestește strigarea încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Și ceva se întâmplă extraordinar. Oamenii din cetate, atât de sângeroși erau de numai numai. Efectiv, jupuiau oameni de vii, spune istoria, puneau sare pe răni. Erau oameni de o cruzime fantastică. Și oamenii aceștia răi și cruzi încep să se teamă de judecata lui Dumnezeu. Da, vine o zi a judecății și încep să-și plângă păcatele. Și încep să postească și încep să se roage. Doamne, ai milă și iartă-ne. Doamne, nu intra cu noi la judecată. Să aude până în casa împărătească. Împăratul intră și el la rugăciune, la post. Spune Scriptura că cetatea cea rea din calea afară de rea și păcătoasă. Foarte sângeroasă, oameni asupritori, oameni răi. Oamenii aceștia postez toată cetatea, de la animale, la oameni, toată lumea postește acolo și toți se roagă, Doamne, ai milă și ajută-ne. Doamne, nu ne lăsa, Doamne, salvează-ne. Și Dumnezeu în bunătatea Lui, pentru că poporul acesta se pocăiește de păcatele Lui, pentru că ia în serios oferta Lui Dumnezeu. Iubiții mei, poporul acesta primește iertare și primește un viitor frumos. În această zi tu stai în prezența Lui Dumnezeu. Ceea ce face farme cu întâlnirilor noastre este prezența Lui Dumnezeu. Fără de Dumnezeu, întâlnirea noastră este o întâlnire obișnuită, banală, socială. Dar cu Dumnezeu, întâlnirea aceasta are greutate. Și în această zi Iisus Hristos este lângă tine, este lângă mine, îți cunoaște inima, îți cunoaște îngrijorarea, îți cunoaște starea, îți cunoaște frământările, știe ce e la tine acasă, știe toate lucrurile care te -o preocupă. Și a venit Hristos, este lângă tine, îți vorbește chiar acum prin mine și te cercetează prin Duhul ce spun, să spună că pentru tine are iertare, tu care nu ai pace și liniște plătească. tu care te întorci seara după, după o pernă pe cealaltă, că nu mai ai liniște și pace sufletească, Hristos este aici să-ți dea pace și liniște. Tu care te simți bătai de joc a satanei, care îți pierzi banii și nopțile și sănătatea și familia și ești gata să distrugi tot ce ai, pentru că nu mai poți, nu mai poți să faci față problemelor din viața ta, ascultă-mă, Hristos este aici să-ți dea eliberare. A încercat tu, poate au încercat alții să te ajute, n-au putut, Hristos este gata să te ajute, slăvi să fie numele și a venit aici pentru tine și pentru mine să ne dea iertare și eliberare. Tu care poate n-ai nicio speranță pentru ziua de mâine. Hristos este aici să-ți dea viață veșnică. Să-l poți cunoaște pe Dumnezeu. Să ai speranța în vierii. Orice om normal a cap, dacă o leacă deștept și nu are credință în Dumnezeu, intră în disperare. Știi de ce? Când te uiți la ce se întâmplă în jurul tău, să trudești de dimineața până seara și apoi mori și cu asta ești tot. Te duci în cimitir și acolo în cimitir de fiecare dată ai trecut anul nașterii, anul morții ce mai este trecut acolo? O linie. Cam asta e viața ta și viața mea. Una dintre cele mai dramatice cântări pe care le cântăm la mormântare în România, poate și tu când în zona ta, e o cântare care dacă n-ai perspectiva de dincolo, dar bine, urmează în partea a doua perspectiva de dincolo, te bag așa în disperare cumplită. Imaginează-ți că n-ai această perspectivă de dincolo. Zice, de lucrul tău cine se va folosi? Altul se va folosi. Asta parcă e cum e. Și mai zice acum ceva dramatic. Iar pe tine? Auzi, dacă cineva te critică, cineva te jignește, cineva spune ceva ce nu-ți place, mă, măcar vede că existi. Dacă nu te bagă în seamă, asta e cea mai groasnică chestiune. Când le, vrei să ne nervezi pe unul, zici că nu-l bagi în seamă. Adică să te uite, te uite bărbatul, te uite nevastă, te uite pruncii, nepoții, te uite. Știi cine nu te uite niciodată? Domnul. Și în această zi este gata să-ți dea un viitor și o nădejde. Dragul meu, dacă vrei să nu sper sufletul, în primul rând, nu lua în glumă oferta lui Dumnezeu. Ninivenii n-au luat în glumă oferta lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos spunea felul următor, eu sunt în mijlocul vostru și vreau să vă spun că în mijlocul vostru este unul mai mare ca Iona. A pătruns Iona în cetatea Ninive și a spus 40 de zile și Dumnezeu judecă cetatea și s-au pocăit. Și a venit Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în Ierusalim, în Israel și a spus, a venit Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și oamenii nu s-au pocăit, marea majoritate nu s-au pocăit cu adevărat dar veni mai aproape de noi. Noi știm că El a fost mor și a înviat. Noi știm că El este gata să ne ierte păcatele. Din mâna Lui primim tot ce avem și tot ce suntem. Îi datorăm Lui. Și întrebarea este, noi suntem gata să luăm în serios oferta Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ce să faci ca să nu-ți pierzi sufletul? În primul rând, nu lua în glumă oferta Lui Dumnezeu. În al doilea rând, nu zăbovi într-o situație periculoasă. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci ca să nu-ți sufletul este să nu zăbovești într-o situație periculoasă. Care era situație periculoasă? Să stai în cetate când următoarele ore se declanșează judecata lui Dumnezeu. Era o situație foarte periculoasă. Dar el nu vrea să iasă. Nu vrea să iasă pentru că mai are fete în cetate, pentru că mai are feciori în cetate, pentru că mai are gineri în cetate și încă ceva. Știți că s-au despărțit de Avram cu ce s-au dus? Cu multe bogății. Zice că au avut și casă. A avut casă. Înainte stătea în corturi, acum are casă. Adică tu ai trudit atâta vreme să-ți faci o casă, lot, și acum tu te duci și vine focul și o părjolește? Turmele tale pentru care ai trudit așa de mult, vine focul și le prăpădește pe toate? Omul acesta stă într-o situație periculoasă. El nu este dispus să iasă din cetate și în câteva momente vine judecata lui Dumnezeu. Poate în această dimineață tu ești într-o situație periculoasă. Cineva spunea că păcatul este ca mătase. Firul de mătase îl poți rupe foarte ușor la început. Dar pe măsură ce tot pui fir de mătase, după fir de mătase, fir de mătase, se face un și știi ce se întâmplă? Nu-l mai poți rupe. Așa e cu păcatul. Prima dată se poate, dar cum să nu se poată? A doua oară e mai greu, a treia oară mai greu și până la urmă efectiv te robește. În cartea Apocalipsei ni se spune că numele și numărul satan este 666. Cum s-ar putea interpreta lucrul acesta? Zice că e un număr de om. 006 înseamnă să pui sub semnul întrebării ce spune Dumnezeu. Oare chiar este bine cum zice Dumnezeu? Oare chiar este adevărat? Oare chiar păcatul acela este păcat? Oare chiar este rău pentru tine, pentru familia ta? Să pui sub semnul întrebării tot ce spune Dumnezeu și prin predică și prin cuvântul Evangheliei. 066 înseamnă că diavolul confruntă direct ceea ce spune Dumnezeu și spune nu este așa. Ia fă cum îți spun eu și tu începi să trăiești păcatul respectiv. 666 înseamnă că omul îi dă crezare diavolului și nu lui Dumnezeu și începe să guste din fructul interzis și gustul acela îi pune capăt relației lui cu Dumnezeu. Iubiții mei, poate noi trăim într-o astfel de vreme. Poate în această zi, când stai în prezența Domnului, ești undeva la 006, Diavolul tot pune sub semnul întrebării tot ce spune Dumnezeu. Chiar există iad, chiar există mântuire, chiar există schimbare, chiar poate Dumnezeu să redefinească viața ta, familia ta și pune sub semnul întrebării tot ce spune Dumnezeu. Poate în această vreme Dumnezeu este în viața ta undeva la marginea vieții tale, este periferic în viața ta. Poate ai început să guști un păcat, trăiești în păcatul respectiv și a devenit un obicei pentru tine. Iubiți mei, în această zi Domnul este prezent aici și este gata să ne ierte, este gata să ne libereze. Dar dacă vrei să salvezi sufletul, nu mai sta într-o zonă periculoasă. O femeie din Australia, este un caz unic în istoria medicinii, a suferit de o boală foarte ciudată, n-a mai fost așa ceva, dar este o boală foarte, foarte ciudată. Pe măsură ce timpul trecea, începeau să îi se pietrifice degete de la mâini și de la picioare. Până acolo a ajuns femeia aceasta încât efectiv s-a transformat într-o într, stan, într stană de piatră. Efectiv e petrificată. Și asta și m-am gândit că asta face păcatul cu tine și cu mine, dacă nu ne pocăim. Dacă nu ieșim din zona cea periculoasă, pe măsură ce ascultăm mai multe predici, pe măsură ce avem mai multe rugăciuni pe care le auzim, pe măsură ce venim mai mult la adunare, pe măsură ce cântăm mai mult, pe măsură ce avem cunoștință de Dumnezeu și voia Lui, dar nu ne corectăm, nu ieșim din zona periculoasă, efectiv te petrifi spiritual. Și inima începe să -ți fie de piatră și nu te mai cercetează nici cântarea, nu te mai cercetează nici predica, nu te mai cercetează nici cuvântul, nu te mai cercetează nici rugăciunea. Stai în prezența Domnului ca o stană de piatră. Vreau să te întreb în această zi, în timp ce stai în prezența Domnului, când a fost ultima dată când ai auzit pe Dumnezeu vorbindu-ți într-un mod puternic în biserică? Ce zici, în această zi și de fiecare dată când vii la adunare, cine vorbește în adunare? Potrivit scripturilor, omul sau Domnul Hristos? Domnul, am o întrebare pentru tine, tu cel care stai în prezența acestui Domn. Când a fost ultima dată când ai spus, da, Doamne, ești aici în adunare și îți aud cuvântul și mă cercetezi? Zice Scriptura că în mijlocul cântărilor se coboară dul Sfânt al lui Dumnezeu. Am pentru tine o întrebare. Cel care de multă vreme vii la adunare. Când a fost ultima dată când dul lui Dumnezeu te-a luat în cercetare în mijlocul cântării? Noi spunem că prin rugăciune vorbim lui Dumnezeu și așa spune Biblia că este. Vreau să te întreb, când a fost ultima dată când te-ai rugat în adunare sau acasă la tine sau pe drum? Și ai simțit că se coboară tot cerul lui Dumnezeu acolo și stă de vorbă cu tine. Când a fost ultima dată când ai simțit fiorul Duhului Sfânt într-un mod puternic? Cei mai mulți dintre noi ne petrificăm și nici măcar nu ne dăm seama de aceasta. Pentru că predica nu-i pentru mine, cântarea nu-i pentru mine, îndreptarea nu-i pentru mine. Și asta și m-am gândit ce anume înseamnă să stai într-o zonă periculoasă. Asta într-o zonă periculoasă înseamnă să iubești ceva, un lucru, sau o persoană mai mult decât pe Dumnezeu. Să-ți iubești mai mult business și banii și casa și mașina decât pe Dumnezeu. Doamne, cât să sunt în situația aceasta! Să-ți iubești mai mult nevasta decât pe Domnul. Să-ți iubești mai mult prunci decât pe Domnul. Are soția chef să meargă duminica la iarbă verde. A două frate la adunare și apoi timp și de iarbă verde. Cea mai bună soție e femeia pocăită, că atunci te iubește și te ascultă. Dacă nu o la adunare, se va răzvrăti. Păi ai necazuri în viața de familie. Adul măi, soră pe soțul tău la adunare și apoi ai timp să ieși în oraș, la masă, la restaurant. Nu-mi trezesc prunci că e prea devreme. Uite cum dor ca niște îngerași. Toată săptămâna măr la școală. Am ușit duminica să-i trezesc. La nouă să-i trezesc că să-i aduc la adunare? Și apoi vezi că se duc departe de Domnul și se prăpădesc. Oameni care își iubesc mai mult prunce decât pe Dumnezeu. Neveste, bărbați, mașini, case. Oameni care își iubesc mai mult lucrurile de pe pământ decât pe Dumnezeu. A fi într-o situație periculoasă înseamnă să iubești mai mult o persoană sau un lucru decât pe Dumnezeul care ți le da pe toate. Mai înseamnă ceva. Să știi că greșești și să nu-ți mai pese. A fi într-o situație periculoasă înseamnă să știi că ai greșit și să nu-ți mai pese. Dar știi că minciuna nu este bună. Dar asta este, toată lumea face la fel. Știi că bârfa nu este bună, dar toată lumea face la fel. Știi că nu este în regulă să-ți înșel soțul sau soția, dar toată lumea face la fel. Știi că nu este voie și nu este bine, domnule, să bei, să te îmbezi, să te droghezi, să fumezi, să joci bani la jocul de noroc. Știi că nu este bine să-ți nevasta, să-ți înșel soțul. Știi că nu este bine. E rău înainte domnului. Și pe ureche să-ți pe cealaltă să-ți Știi că nu este bine să stai acasă când e slujbă la adunare, când Dumnezeu e prezent la adunare și să stai în altă parte. Știi că nu e bine. Dar dacă așa e situația, Adică să știi care este voia lui Dumnezeu și efectiv să nu te mai intereseze. Să știi că ești greșit pe alocuri și nici măcar să nu-ți pese. Asta este o zonă periculoasă. Iubești un lucru mai mult decât pe Dumnezeu. Iubești o persoană mai mult decât pe Dumnezeu. Ești într-o situație periculoasă și nu-ți mai pasă. Un alt lucru care înseamnă că ești într-o zonă periculoasă, nu te mai interesează să te îndrepte absolut nimeni. Dumnezeu îți vorbește prin predică pe o ureche țintă pe cealaltă țese. Îți dă Dumnezeu un vis, o vedenie, nu te interesează. Mesajul păstorului nu te mai cercetează. Un îndemn, nu sfat. Mă, eu sunt pe drumul meu, ascultă-mă. O situație periculoasă este o situație care te duce să-ți pierzi sufletul. Dumnezeu să aibă milă de noi. Să nu cumva să ajungem vreun dintre noi într-o situație de petrificare. Ce să faci ca să nu-ți pierzi sufletul? În a doilea rând, nu zăbovi într-o situație periculoasă. Când m-am la lucrul acesta, mi-a venit în minte Samson. Samson înseamnă soarele lui Dumnezeu. Și spune Scriptura că Samson s-a dus într-o zi, omul acesta s-a dus într-o zi la Gaza și acolo găsește o prostituată. Intră la ea și totul este pasager. După ceva vreme, tot pe acolo prin țara filistenilor, găsește o altă femeie, de această dată Dalila, și textul asociază aceste două relații, tocmai pentru că i s-a părut totul pasager la început. Dar odată ce a intrat la Dalila, n-a mai ieșit de acolo întreg. Și Dalila era filisteancă, căderea lui începe la Gaza, are undeva, el avea slăbiciunea filistencelor pe la vreo 20 de ani, 18-20 de ani, acum este pe la vreo 40-45 de ani, spun rabine evrei, când are din nou slăbiciunea tinereții lui, revine pe tapet, din nou filistencele. Intră la femeia aceasta de moravă ușoară din Gaza și apoi o găsește pe Dalila. Și se află lucrul acesta, Samson, dușmanul nostru de moarte, este îndrăgostit de Dalila și vin împărații filisteni, cinci la număr, și spun în felul următor, cuantificat banii de atunci, banii de astăzi, vreo 15 milioane de euro. Și spun Dalila, dacă ne obții secretul lui, noi îți dăm 15 milioane de euro. Și Dalila zice în felul următor, s-a rezolvat. Și spune, ascultați ce spune textul spun judecători. Zice așa, Dalila îi zice, Samsone, de unde ai tu puterea aceasta? Și încă ceva, ce ar trebui să-ți fac, cu ce să te leg să te slăbească puterea? Și Samson, eu pun o întrebare, Samson, tu ce spune femeia aceasta? Tu vezi ce se întâmplă, parcă aude, dar n-aude. Parcă vede, dar nu vede. Și zice, auzi, dacă și șuvițele acestea la un moment dat, spune și le pui în aparatul tot de făcut haine, mă slăbești. Dar înainte să spun asta, și ce o zis? O acolo niște funii. Dacă mă lești cu șapte funii de astea care nu sunt încă uscate de tot, știi ce face? Puterea mă slăbește și mă pot birui filisteni. Și ea leagă cu șapte funii. Erau niște filisteni undeva în bucătărie. leagă cu șapte funii și apoi strigă, „Filisteni sunt asupra ta, Samson. Și el sare, că să și pe funile n au zis are acolo în bucătărie niște filisteni că și-o pe acolo, gata să sară asupra lui. Mă, se pare că nu i-au auzit. Sau nu vrut să audă. Pentru că stă într-o zonă periculoasă și îi place să stea în zona cea periculoasă. Ea începe să plângă. Dacă mai iubi Samson. mi spune secretul tău. Zice, dacă iei șapte funi, care nu au fost încă folosite niciodată, mă legi cu ele, zice, puterea mă slăbește. și ca toți ceilalți. Ia șapte funii noi, nouțe leagă cu ele și apoi zice, filistenii sunt asupra ta, Samson. Iar se încoardă rupe funii, ea începe să plângă. Nu mă iubești. Dacă mai iubi, ți-ai deschide sufletul, mi spune care este secretul tău, cu ce aș putea să te leg, să te slăbesc, să fii biruit. Și zice Samson, dacă mi aceste șapte șuvițe de păr, după legea nazireatului, și le pui în aparatul tău de făcut rochi, fusuri, mai departe, îi slăbești. Face lucrul acesta, el se trezește și a, începe să plângă. Dacă mai iubi, mi spune secretul tău, cu ce să te leg, să te slăbesc, și zice Scriptura că în fiecare zi, ca picătura aceea chinezească, în fiecare zi, apropo, picătura chinezească, știți cine a invitat-o? Italienii, numai că nu știu cum și-au sumat o chineze. Ca picătura aceea chinezească, tot îl picura și tot îl picura la cap. Mă, spune în secretul tău, spune în secretul tău, spune în secretul tău. Și un dat zice, nu mai putut o ceda psihic și zice, briciul n-a trecut peste capul meu. Căci sunt în china lui Dumnezeu din pânte cele mai cimele. Dacă aș fi raz, ce puterea m-ar slăbi și aș fi ca toți ceilalți oameni. Și Dalila îl cunoaște, domne, trecuse ceva vreme. Și el stătea de multă vreme într-o situație periculoasă. Și Dalila zice, aduceți cele 15 milioane de euro și vin împărați cu 15 milioane de euro. La doarme în brațele ei, cheamă pe unul tund de zero. Știți povestea, vin filistenii, scotochii, îl leagă cu lanțul și îl duc la Gaza câteva lucruri vreau să le remarcați. Avea el voie să meargă la filistence sau nu? Nu avea voie. Dacă era nazireu, avea el voie să coboare el în Valea Sorec. Valea Sorec înseamnă Valea Strugurelui. Băi, el nu trebuia să aibă de-a face cu strugurii, dar s-a dus pe acolo. Avea el voie să bea. Nu avea voie să bea. Știți care a fost problema lui? Îngăduințele de azi au devenit dependențele de mai târziu. La gaz a început căderea lui din nou. Știți unde se coboară bietul fără ochi? la Gaza și învârte la Rășniță. Pentru că slăbiciunile de astăzi devin, devin situațiile care te vor distruge mâine, dacă mai stai în zona cea periculoasă. Samson înseamnă soarele lui Dumnezeu. Și uită-te la soarele lui Dumnezeu că nu are ochi. El e rolul lui Dumnezeu. Ajunge să învârte la râșniță ca sclavii. Știți de ce? Pentru că a stat într-o situație periculoasă, într-o zonă periculoasă. Zona periculoasă este zona aceea în care iubești un lucru sau o persoană mai mult decât pe Dumnezeu. Zona aceea periculoasă este acolo unde știi că nu este bine să fii, nu este locul tău, nu este starea bună și totuși continui să fii acolo. Știi că nu-i bine ce faci, dar cu toate acestea te încăpățânești să mergi mai departe. Zona periculoasă înseamnă să fie Domnul prezent în adunare, chiar acum, chiar în aceste momente să-ți vorbească și să nu te cerceteze Duhul lui Dumnezeu, să nu te lași transformat, să nu te lași eliberat, să nu te lași schimbat de Cuvântul lui Dumnezeu, să nu accepți Cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu, ca să salvezi sufletul, 1. Nu lua glumă oferta lui Dumnezeu. 2. Nu zăbovi într-o situație periculoasă. 3. Nu te mai uita la ce ai lăsat în urmă. Nu te mai uita la ce ai lăsat în urmă. Zice Scriptura că dau această poruncă să ieșiți de urgență de aici, îi apucă de mâini, îi scoate cu sila, efectiv cu forța din cetate să-i salveze. Și spune, lot! Să nu cumva să vă uitați în urmă. Lot, nu cumva să vă opriți pe drum, pentru că, ascultați-mă, e foarte problematic. Dacă vă întoarceți, pieriți și voi. Și spune Scriptura că nevasta lui Lot, când aude trosnetele și tunetele, se întoarce și ce se întâmplă Că Se transformă într-un stâl de sare. Acum, imaginează situația, dacă te pui o leacă în pielea ei, probabil ai judeca puțin diferit lucrurile. Despre ce este vorba? Pentru câte persoane se roagă Avram? În cel din urmă, pentru 10 persoane. Zice așa, pe cine ai încetate? Ați băgat de seama nota biblică. Gineri, fii și fice înseamnă că avea și feciori. Fetele astea erau nemăritate. Erau cu el în casă. El, nevasta, două fete nemăritate, patru. Doi fii? Cât? Șase. Doi gineri? Opt. Și dacă au avut și gineri, ce înseamnă? Căci că ginerii care i-au luat fetele, asta înseamnă că au fost alte fete. Încă două fete, în total, zece suflete. Știi ce m-am gândit eu? Și te rog, imaginează-ți în ziua aceasta când stai în prezența Domnului următoarea imagine. Toată viața lui a locuit în corturi. Nu era simplu. N-aveai baie, n-aveai confort, te bătea soarele, ți era cald. Și într-o zi vine și spune, dragă, ne mutăm la Sodoma, am luat -o, un loc frumos, ne facem casă mare. Băieții erau mărișori, ale două fete mai mici erau mai micuțe, ale alte erau deja domnișoare și lot cu nevasta, cu toți șase copii se duc în cetatea Sodomei. Ce frumos, casă frumoasă, bogății, toate le mergeau bine. Știți cu ce se duce din cetatea Sodomei? cu nevasta și cu două fete nemăritate. Unde sunt celelalte două fete? Mamă, nu te-ar fi durut inima după ele. Da, feciorii, unde sunt? Dar toată truda ta pentru care ai muncit an, și an de zile, să o ia pe toată focul și să o ardă? -am stat și m-am gândit totuși, de ce a transformat-o Dumnezeu pe ea în stâl de sare? Știți de ce? Dumnezeu a vrut să-l salveze pe Lot din pricina rugăciunii lui Avram. Dacă se întorcea femeia aceasta și vedea că pică foc din cer și se ducea după fete, după băieți, după nepoți, poate după lucrurile ei, poate și după poșete și după haine acolo, dar mă gândesc mai mult după copiii ei, cine i-ar fi urmat de îndată? Care tată nu s-ar băga în foc pentru copilul lui? Eu am întâlnit odată un tată că tată era bietul ars pe mâini, pe picioare, pe față, pentru că s-a băgat după copilul lui în foc. Zice, tată, frate, zice, m-am băgat pe el în foc. Mai important pruncul meu decât bio. O, oh, oare Lot nu s a fi băgat în foc după pruncul celui? s a fi băgat și pe și Lot. Iubiții mei, când te uiți în urmă la ce ai lăsat, te întorci la ce ai lăsat. Am fost odată la o seară de evangelizare și a fost un frate invitat, nu știu, cred că nu a avut o seară bună, fratele. A făcut o mărturie și la un moment dat zicea câți bani făceam, câte gagici aveam, ce viață mai zicea. bă, ce viață mai duceam, zice. La un moment dat stau la vă zic, mă frate, dar ce face? Se căia sau să laudă? Asta și m-am gândit, câți astăzi, mă, câți bani făceai meu, ce distracții, ce plăceri! Și dacă tot te uiți în urmă la ce ai lăsat, știi ce se întâmplă? Dintr-o dată alergatul tău că zice spre cer, cum, ce să facem, să mergem sau să alergăm? Zice să alergăm spre premiul chemării cerești, adică nu ceva de genul, mergem așa ca la plimbare, nu, spre cer alergi. Că dacă te oprești în alergat, știi ce faci? Te oprești de tot. Spre cer se alergă. Și dacă tot te uiți așa în stânga, în dreapta, în spate, la ce ai lăsat tu, ce se întâmplă dacă alegi în față? Ori începi să alegi mai ușor, ori te împedici și dai cu capul de pământ și te lovești de numai numai, sau nu dai zici, bă, da, alerg eu, ce știu ce-o fi pe acolo, ia cât ce-am lăsat acești, și te la ce ai lăsat. În această zi, dacă vrei să nu-ți pierzi sufletul, nu te mai uita la ce ai lăsat în urmă. Femeia aceasta și-a pierdut viața pentru că s-a uitat la ce a lăsat în urmă. La ce să nu te uiți în această dimineață la ce ai lăsat în urmă? La plăcele pentru care te-ai pocăit. Bă, așa îmi plăcea să beau. Nu te tătuita la băutură că într-o zi te vei întoarce la ea și o să ai o patimă și un dor care ți-a distruge tot ce ai trudit cu Domnul și tot ce ai făcut frumos în viață. Nu te uitat prea mult la vinul acela, la băutura aceea că te întorci înapoi la el. Nu te uita prea mult la clubul de unde te-a scos Hristos și de care te-ai Doamne, mi-a nerucit viața și tendința și toți banii, că într-o zi o să te întorci. Nu te uita la influențele acelea rele din viața ta, la cele relații toxice, care știi că ți-au distrus viața și pentru care te-ai și ai spus, Doamne, m-au dus în pragul distrugerii. Nu te mai uita la ele, nu te mai uita la ce a în urmă. Nici la plăcerile acelea, nici la influențele acelea, nici la relațiile acelea care te-au intoxicat. Ca nu cumva să te întorci în urmă și zic Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pentru că dacă te uiți prea mult la ce ai lăsat în urmă într-o zi, ascultă-mă, vei ajunge să te întorci la ce ai lăsat. Dragul meu, ce să faci ca să nu-ți pierzi sufletul? În al treilea rând, nu te mai uita la ce ai lăsat în urmă și Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe fiecare dintre noi. Nu te mai uita la ce ai lăsat în urmă. Pavel spune în Filipeni, fac un singur lucru. Uite ce este în urma mea și mă arunc spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. nu e ceva de gen, auzi, mă plim spre cer. Nu știu, când am timp, zice, alerg spre țintă, dar ce fac? Uite ce am lăsat în urma mea. Știți de ce mulți oameni vin la adunare câte o lună, două, trei, jumătate de ani și apoi nu sunt nicăieri? Una dintre cele mai triste experiențe pe care am avut-o în anii de început a păcăinței a fost cu un coleg, cu un prieten, cu un amic, care era atât de plin de pasiune față de Domnul, încât și pe stradă mergea având casetofon, aici pe umăr, noi erau atunci telefoane ca și astăzi, cu muzică, așa, dar ducea casetofonul așa pe umăr, pe umăr, prin o radia și asculta muzică pocăiască. Dar la un moment dat s-a uitat așa, după ceva vreme s-a uitat să vadă ce-o lăsat în urmă și a zis, bă, sticluța mea, distracțiile mele. Și după câteva luni de zile sunt toți înapoi la ce-o lăsat. Mulți oameni vin la adunare, șase luni mai târziu, unde ești, domnule? Din nou în alcool, din nou în droguri, din nou în certuri, în familie, din nou aceleași... Pentru că tot timpul să la ce lăsat în urmă. Știu că în urmă s-ar putea să fie ani de viață. S-ar putea să fie anumite relații care o conta pentru tine, dar ascultă-mă, dacă vrei să nu te pierzi în lumea aceasta, să nu ajungi sub judecata lui Dumnezeu, nu te mai uita la ce lăsat în urmă. Ce să faci ca să nu-ți pierzi sufletul? 1. Nu lua în glumă oferta lui Dumnezeu. Doi, Nu zăbovi într-o situație periculoasă. 3. Nu te mai uita la ce lăsat în urmă. Tolstoi vorbește despre un om special, era un uh, om militar, un tip de o frumusețe deosebită, inteligență scripitoare, care se logotise cu o fată foarte frumoasă din înalta societate a vremii lui. Numai că înainte de căsătorie, află că această fată foarte frumoasă, pe care l-a crezut o extraordinară de morală, o fost amanta țarului. Atât de supărat a fost tânărul acesta soldat, încât a renunțat la relația respectivă, a renunțat la totul și s-a dus să se izoleze singur și a zis, eu am două, două slăbiciuni. Iubirea pentru femei și zice mândria personală. Dar dezamăgirea este așa de mare încât nu mai vreau să trăiesc. Nu mai vreau să trăiesc pentru lumea aceasta. Vreau să mă izolez și vreau acolo să-mi trăiesc credința cu Dumnezeu, să mă înving aceste două veci din sufletul meu. El a crezut că femeia aceasta este extraordinară și nu a fost așa. Dezamăgit relația aceasta și rost de, de poftele lui, de păcatele lui, zis, mă izolez undeva. S-a dus și s-a izolat și toată ziua în rugăciune, toată ziua în post, toată ziua cu Scriptura, toată ziua cu Dumnezeu în părtășie. Și o simțit că efectiv poate să-și biruiască păcatele, parcă nu mai avea aceleași patimi în sufletul lui, parcă nu-i ardea sufletul pentru slăbiciunile de dinainte. Uitase și relația respectivă cu acea logotnică a lui. Și într-o zi, pentru că se vorbea despre el ca despre un om puternic al Dumnezeu. O venit o mamă la el și a zis, Serghei, copilul meu este bolnav. M-am dus cu el la mai mulți doctori. Nimeni, absolut nimeni nu ne putea ajuta. Știu că tu ești omul lui Dumnezeu. Toată lumea cunoaște lucrul acesta. Te rog, Sergei, să te rogi pentru el și cred că Dumnezeu îl va vindeca prin mâna ta. Sergei l-a început refuz. Spune, eu n-am acest dar special. Eu sunt un creștin obișnuit. Mă străduiesc să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, să-mi vin patimile din sufletul meu. Nu sunt special cu nimic. Femeia insistă și disperată, spune, te rog, ajută-mă. Dacă nu mă ajută tu, nimeni nu ne poate ajuta. Numai Dumnezeu prin tine va ajuta. Se roagă pentru băiatul acesta și Dumnezeu face o minune și îl vindecă. Femeia, impresionată de lucrarea lui Dumnezeu, se duce acasă în familie și spune, s-a rugat Serghei pentru copilașul nostru. Ce n-au putut să facă cei mai buni doctori, a făcut Dumnezeu prin Serghei. Mai erau acolo și alți bolnavi, alți copii bolnavi, alte femei bolnave, care aveau nevoie de vindecarea lui Dumnezeu. Și veneau oamenii să se roage Serghei pentru ei și Dumnezeu vindeca prin el. Și veneau oamenii să asculte predicile și Dumnezeu le vorbea și se mântuia oamenii. Dar la un moment dat, despre acest om neprihănit se aude peste hotare până în Europa. Și la un moment dat, niște oameni au pus pariu că îl vor compromite pe Serghei. Au vorbit cu o femeie și asta au zis, eu îl seduc și îl prăpădesc. Dau de pământ cu toată pocăința lui, cu toată creștinătatea lui. Și femeia aceasta vrea să îl seducă pe Serghei. Serghei simte că efectiv din nou patimile tinereții lui revin pe tapet. Și în momentul acela, ca să nu cadă în păcat, se duce afară, spune Tolstoi, ia toporul și stai un deget. Durerea aceea extraordinar de mare, parcă alungă toate poftele și spune, femeie, de ce vrei să-mi distrus sufletul? De ce vrei să mă bagi în iad? Ia când vede ce-o făcut, cade din genunchi și spune, te rog să mă ierți și predă viața lui Dumnezeu și devine o creștină veritabilă. Omul se roagă pentru bolnav și Dumnezeu vinde, că face minuni extraordinare, spune Tolstoi. Vin atei și le predic Evanghelia și se pocăiesc. Dar la un moment dat omul acesta, care lucra foarte mult pentru Domnul, nu mai avut timp să se roage. Nu mai avea timp să citească Biblia, să se simțea epuizat, nu mai avea timp să postească, și a început așa și o lecuță de mândrie în sufletul lui, mă, totuși, câți oameni vin să mă asculte. Cum mă rog și Dumnezeu face minuni. Și păcatul mândrie a început din nou să încolțească în sufletul lui. El a crezut că dacă trece de ispita aceea cu femeia respectivă, va învinge pentru totdeauna păcatul. Și într-o seară, măcina din nou de pofte, de mândrie, se întoarce în camera lui și zice, când se pune în pase culce, mi-e dor de Serghei de altă dată. Mi-e dor de acel Serghei care se punea pe genunchi și se ruga cu ceasurile și simțea că se coboară Dumnezeu la el în cameră. Mi-e dor de acel Serghei care atunci când postea simțea că Dumnezeu îl umple de putere. Mi-e dor de acel Serghei care avea experiențe frumoase cu Dumnezeu. Astăzi sunt departe de deci ce am fost altă dată. Doar rămas doar la aceste declarații, aceste căinți. Mi-e dor de omul de altă dată nu s-a rugat din nou. Nu a citit mai mult Biblia, nu a postit. Nu s-a luptat mai mult cu poftele și păcatele din sufletul lui, ci s-a dus mai departe în nebunia lui. Până într-o zi când omul acesta cade în păcat. În momentul în care cade în păcat, dintr-o dată disperarea îl cuprinde. Toată lumea o să afle. În momentul respectiv, îl schimbă înfățișarea și pleacă să se piardă urma departe în Siberia. Spunea pe vremuri un frate, o plecat în veșnicie, l-am auzit spunând în copilăria mea lucrul acesta, diavolul are trei unelte de lucru. O momială îți dă ceva ce-ți place. Apoi are o perdea. Spunea auzi, tu zici, eu zic, auzi, ne vede lumea. Află cel din stânga, soția, soțul, tata, mama, frații. Rudenile se află. Nu poți să faci așa ceva. Stai liniștit. Eu perdea, nu o să afle nimeni. Și apoi zice, are o tobă. Și după ce ai luat la în brațe, oricare ar fi păcatul acela al tău preferat, trage perdeaua și bate tare din tobă. Când a bătut tare din tobă, Serghei fugi să-și piardă urma. Când bate tare din tobă în viața unora, unii pleacă departe și se pierd și mai departe. Spunea Rolomei, terapeutul american, dintre toate făpturile de pe pământ, omul este singura făptură Că atunci când greșește drumul Și simte că s-a rătăcit În loc să se oprească Se duce tot mai departe pe calea pierzării Și cunosc astfel de situații David a fost diferit A păcătuit cu Batșeba, L-a ucis pe Urie Hetitul Un an și ceva încearcă să-și acopere păcatul Și să aud tobele lui Dumnezeu N-au fost tobele satanii Satan a tot bătut de tobe în stânga, în dreapta Dar mult se aude toba harului în viața lui și când încep să se afle veștele pe acolo, Dumnezeu vine cu îndurare și îl trimite pe Natan și îi spune, auzi, știți povestea aceea? Cu omul bogat, omul sărac, cu mielușaua. Și David spune să plătească omul pentru ce a făcut. Tu ești împărat, te zice. Și se pocăiești Și spunem Psalmul 51. Ai milă de mine în bunătatea Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge toate păcatele mele. Împotriva ta, numai împotriva ta am și am făcut ce este rău împotriva ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta. Dar mai spune el așa de frumos, Doamne, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Ca să ne lipsește celor mai mulți. Nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine dul tău cel sfânt, ci dăm iarăși bucuria mântuirii tale. Poate în această zi, când stai în prezența lui Dumnezeu, poate e ceva ce îți place și totuși știi că nu e bun pentru tine, momeala aceea. Și David o spune, auzi, nimeni o să afle. Scurtă-i vremea până când trage perdeaua și bate tobatare să te afle toată lumea. Poate ai făcut lucrul respectiv și acum stai după perdea și te gândești, dar dacă se va afla, ce se va întâmpla? Poate încep să se audă tobele cum bat în viața ta și diavolul bate, începe să bată și te gândești, va auzi soțul, va auzi soția, vor auzi alții, ce se va întâmpla? Știi ce să faci în ziua aceasta? Nu să pleci departe să te ascunzi sau să te duci mai departe așa cum ești. Spui, Doamne, ești aici în adunare, atinge-te de mine ziua aceasta. Nu vreau să-mi pierd sufletul, mă opresc în ziua aceasta din căderea mea, din delăsarea mea, din slăbiciunea mea și vreau, Doamne, să-mi câștig sufletul pentru tine. Vreau în această zi, Doamne, să zidești în mine o inimă curată. Vreau, Doamne, să mă umpli de Duhul tău cel sfânt. Vreau, Doamne, să-mi dai bucuria mântuirii tale. Vreau, Doamne, să-mi dai un nou început cu tine. Vreau să te atingi de mine într-un mod special. Vreau, Doamne, în această zi să fie ziua în care să-mi câștig sufletul pentru tine, pentru cer, pentru mântuire. Și în această zi nu mai iau în glumă oferta ta. Cred, Doamne, că toate păcatele mele sunt iertate în sângele tău. Cred, Doamne, că în această dimineață, când stau în prezența ta, în numele tău, sunt eliberat de toate vicile și păcatele. Cred în viața veșnică, cred în, în viere. Da, Doamne, sunt într-o stare periculoasă, într-o zonă periculoasă, dar în această zi când stau în prezența Ta, Duhul Tău ce Sfânt mă cercetează și, Doamne, nu mai vreau să iubesc pe nimeni și nimic mai mult decât pe Tine. Și când mă uit în viața mea și îmi văd greșele, nu mai vreau să mă duc mai departe așa, Și vreau să mă opresc, Doamne, să mă corectez, să mă pocăiesc și vreau în această zi când stau în prezența Ta să mă îndrept Dumnezeul meu. Și vreau în această zi să nu mă mai la ce am în urmă, să nu mă uit la plăcerile pentru care m-am pocăit. Să nu mă uit la influențele acelea rele. Să nu mă uit la relațiile acelea toxice din viața mea. Ce vreau în această zic, Doamne, atinge de mine și de mine nou început cu Tine.